prieteni, astăzi nu e o recenzie neapărat. Nu o să fac un vlog. Astăzi o să vă prezint un prieten foarte bun care este în comunitatea noastră. S-a apucat foarte curând de vapat. Astăzi o să vorbim cu Adrian Eftimie. Salut, Adrian, ce faci? Salut, bine te-am găsit. Nu ne-am mai văzut de vreo 2-3 ani noi doi, nu? Cam așa, bro. Da, ultima oară nu erai în Galați? Ba, eram în Galați. Și eu acum nu sunt undeva? Băi, da, ești la țigara Ego, nu știu pe ce chestie. Păi și cum? Bine, ce s-a întâmplat? Uite, bine te-am găsit. Facebook-ul, știi, Facebook-ul adună toată lumea. Spune-mi tu exact care este chestia cu clubbing-ul. Se fumează mult, erau mulți oameni care au venit. Vorbim de advertising, țigări. Știi bine care este, promotorii toți. Spune-mi tu. Păi, se fumează foarte mult. Se fumează. Spune tu că fumai la platane, la pupitru. Deci eu fumam două pachete într-o zi obișnuită de țigări, iar dacă eram la club, cred că fumam într-o seară două pachete într-o seară. Bine, evident că aprindeam țigara, o puneam jos, îmi făceam treaba și o găseam arță toată, știi? Dar de una peste alta chiar două pachete fumam. Tu ai mai testat țigara electronică? A fost altceva? Am mai testat cu ceva timp în urmă, dar era o țigară electronică foarte subțire, foarte mică, o baterie fără amperaj mare, ca să zic așa. Da. Și am rămas de câteva ori fără baterie, de câteva ori fără lichid, m-am enervat și am aruncat-o. Uite, îți arăt eu ceva în cutia asta. Asta e prima mea țigară electronică. Îți dai seama, am dat vreo 300 de roni, acum 3 milioane vechi. E prima mea țigară. Uite cum arăta. Frate, trăgeai din asta, după vreo 5 minute, după 5 minute, bro. La revedere. Nu, frate, mergeam să-mi luam un camel, mi-am prindeam, eram acolo la geabă. Deci mie nu mi-a dăunat niciodată fumat. Mi-a plăcut să fumez. Ești prins, nu m-a usturat ochii de la ceilalți din jurul meu care fumează, deci n-am avut nicio problemă. Okay. Pur și simplu mi-a plăcut mai mult să fumez ceva cu un gust bun, pentru că țigara nu are un gust bun. Îți pute gura, îți trebuia tot timpul să mănânc gumă. Da, da. E, acum nu se mai întâmplă chestia asta, nici nu mai miros hainele, în mașină miroase frumos. Așa e. Dar n-am ce să reproșesc țigării noastre. Nu știu, pe mine mi-a dăunat cu nimic. Pur și simplu am ales țigara electronică pentru că îmi place mai mult. Ai testat în cluburi, ai testat acasă, e alt feeling, înțelegi? Ești un beginner, ești un... Spune-mi ce ai testat, ce ai încercat. Eu, din ce am vorbit, ai trecut direct la... Big up, la provari, la alte chestii. Da. M-am consultat cu tine și mi-ai spus tu ce e mai bun în prima fază. Dar mi-am luat două moduri bune, zic eu, de la provari și sunt foarte mulțumit de ele. Am și un mod luat de la prietenii și colegii tăi de la Țigara Ego din București, un iStick sau ceva de genul ăsta. iStick. Mie mi se pare genial, mi intră foarte bine în buzunar, la club e foarte bun. Am să mai iau unul chiar. E alt feeling, frate, e alt feeling. Eu, acum ai văzut și toată legislația care se duce afară, tu pui, acum mergi la Roma și pui muzică, nu? Da. Știi bine că sunt cluburi ca și fabrică, alte chestii, înțelegi, care toată lumea merge și fumează afară. Ideea este că e foarte mișto să îți iei nicotina ca alte chestii, înțelegi? Dar când ajungi acasă, știi ce l-a întrebat? Miroase hainele, știi? De câte ori ți-ai mirosit hainele când sunt la de hotel și cum era? Bine, acum nu erau doar de la țigările pe care le fumam eu, ci și de la tot clubul. Nu, normal. Hai să-ți arătăm, nu știu dacă ai testat ce vindem noi. Vreau să-ți dau, uite, îți dau un dripper. Dă-mi aprobarii tău. Uite, poți să-l pui aici. Și vreau să-ți dau niște chestii să... Tu cu ce ai început? Am înțeles că ai început ceva de la Joytech, nu? Vreau să arăt un lichid. Uite care mie îmi place. Asta e o chestie foarte mișto, nu știu dacă ai testat, am înțeles că din ce am vorbit ai testat Imperial și Superior. Vreau să arăt un pic Puerto, să vezi ce mișto e. Asta e un dripper, știi, la picătură. Fiind mai nou, îți arăt, e o chestie făcută de un băiat, e vorba de Rom Drip, pe un mod made in Romania, știi? Asta e de care îți povesteam eu, Wizard-ul, asta e Wizard-ul. E foarte șmecher, frate.
Nu, bro, sunt omul mai sărăcuț, e chestia care e Wizard Apprentice, ucenicul. Spune-mi mie ce chestie ai despre asta, pentru că mi-ai testat. Licua, am înțeles că ți-a plăcut foarte mult. Nu, așa e. Ok, ia vezi cum e asta. 13 mg, BG. Spune-mi direct părerea. Bă, nu-mi place. Nu-ți place, nu? Ok. Adică nu-i pe gustul meu. Nu-i pe gustul tău. Dar chimic, ceva? Nu. Nu, așa e? Nu, nu, nu. Ia mai încerc. E chimic? Asta e mai greu. Stai un pic să... Ia, încearcă asta. Merge la club. Spune-mi sincer, părerea ta. Superior tabacul. Asta-mi place. Sigur? Mhm. Da, asta îmi place. Este all day vaping sau... Da, asta îmi place. De bune? Foarte serios, da. Ok, hai că mai am încă unul și o să încerc să-ți dau ceva... Să-ți mai arăt. Tot de la top, o să-ți arăt un lichid foarte ok. Zi, în Italia mergi să mă dă. Ai mâncat vreodată melon cu... Prosciutto e melon. Ți-a arătat o chestie mișto. Ia vezi, bro, dacă e ok. Mie așa mi s-a părut. Nu vreau să te influențez. Asta e tot un tripper realizat de prietenul nostru. Rom Drip îi spunem. Bro, ai văzut reclama aia cu Rom Drip, știi? No. Rom, că noi suntem cam... Ia vezi. Sweet. Asta e cel mai tare. Așa e? E cel mai tare, așa e? Uite, asta e all day. Nu știu. Băi, sigur? E all day? Foarte. Nu, e altceva. E un taste care îți rămâne așa, știi? Un aftertaste. Îți place? Da. Nu, ține-l tu, lasă. Eu rămân pe decatabul ăla. Bine, mă, gata, am vizat. Mm-hmm. Ai Wizard, nu? Vorbești cu Mark. Dar vreau din Titan. Vrei din Titan, sigur? Bun, o singură întrebare și cu asta terminăm și îți mulțumesc mult că ai venit la geabul meu și acum o să merg eu de seară la geabul tău. Ideea, știi care este? Vreau să te întreb foarte o chestie. Ești chiar de acord să se interzică fumatul în cluburi? Nu. Nu, așa e. Ești de acord mai bine să se vapeze în cluburi? Da. Cu asta am terminat. Mulțumesc mult, Adrian, că ai venit. Și eu îți mulțumesc. Salut. Ceau. Toate bune. Ceau. Salut. Vapor de la Zvor, Adrian Efimie. Salut.